Este doliu uriaș la Survivor. Din păcate, un fost concurent pe care publicul l-a apreciat s-a stins la vârsta de 62 de ani, după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă. Tragicul eveniment a fost confirmat de fiul și fratele acestuia. Prin urmare, Kate Nail, de două ori concurent la Survivor, a murit după o luptă îndelungată cu boala secolului, cancerul. Potrivit Entertainment Tonight, acesta a pierdut lupta cu viața marți, la data de 18 aprilie, în Shreveport, Louisiana. Bumpe trasee, generos și săritor cu cei din jur, Kate Neil a fost foarte apreciat de publicul din Statele Unite, dar și de către foștii săi colegi din celebrul reality show. De altfel, aceștia au și ținut să-și exprime regretele pentru moartea acestuia. Mesajele de condoleanțe și regret pentru trecerea lui în neființă, curg și roaie pe paginile de socializare, iar pentru familie, această veste a venit ca un șoc și nu pot să creadă că Kate a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace!